Ai o afacere în plan, dar nu ai suficienți bani să o construiești? Cred că fiecare dintre noi avea propria afacere. Proiectul Smart Startup te ajută să-ți finanțezi creativitatea. Săptămâna aceasta a avut loc conferința de deschidere a proiectului Susținerea și motivarea antreprenorilor responsabili și talentați. Cum s-a desfășurat conferința, dar și cine poate să aplice pentru proiecte, vedeți imediat. Joi 24 februarie a avut loc conferința de lansare a proiectelor POCU din România. Universitatea de Vest implementează 5 proiecte finanțate pentru viitorii antreprenori. 1400 de persoane pot beneficia de proiecte și 200 de idei de afaceri pot fi puse în aplicare. Lansare a celor 5 proiecte pe care Universitatea de Vest din Timișoara le-a câștigat într-o competiție dificilă, dar care, iată, ne aduce, să spunem, o posibilitate de a acorda tinerilor, de a acorda Timișoarei o implicare a noastră ca universitate, așa cum ne-am propus, conform misiunii noastre. Proiectul Smart Startup este unul din cele 5 proiecte finanțate de Universitatea de Vest. Se adresează în special celor din domeniul științelor exacte cu accent pe IT. Care este scopul acestui proiect Smart Startup? Scopul este să creștem nivelul antreprenorial din întreaga regiune de vest, în particular să formăm minim 330 de persoane în domeniul antreprenorial și să finanțăm minim 52 de afaceri, cu specific pe zona de științe exacte, IT&C. De ce este nevoie de un asemenea proiect în regiunea de vest? De ce? Dintr-o grămadă de motive. Dacă este să ne gândim la tot ce înseamnă ansamblul de dezvoltare al regiunii de vest, vedem foarte clar că avem o zonă de dezvoltare foarte bună pe partea de IT, dar pe de altă parte avem un nivel antreprenorial foarte scăzut, dat fiind că avem multe multinaționale care reușesc să atragă oamenii buni și atunci este foarte complicat pentru un om care este plătit la un nivel decent să reușească să facă pasul înspre antreprenoriat pentru ca ulterior să aducă dezvoltare prin inovarea pe care putea să o facă acolo. Pentru cine este adresat acest proiect? Proiectul este adresat persoanelor cu vârsta între 18 și 64 de ani, deci este foarte larg dedicat, care doresc să înființeze o afacere în mediul urban din regiunea de vest, care nu sunt acționari majoritari în altă companie și care trebuie să aibă background în zona de științe exacte sau să fie activat în zona de științe exacte din punct de vedere profesional. Și cum putem afla despre acest proiect? Cel mai simplu este să intrați pe smartstartup.projects.uvt.ro sau să ne uriți pagina de Facebook. Proiectul propune o formare antreprenorială la nivelul regiunii de vest a 330 de persoane. Vor fi stagii de practică pentru 52 de persoane cu planurile de afaceri selectate. Eu sunt student și am venit pentru că sunt interesat să văd care sunt condițiile pentru a-mi finanța viitoarea mea afacere. În primul rând, aș vreau să văd despre ce este vorba, că prezentarea nu era foarte clară, și să văd dacă mă încadrez în vreuna dintre categorii. Și ai afacerea în plan? Aș avea mai multe idei, acum să văd care cum se pliază. Studiez la Politehnică Ingineria Sistemelor și am așa tendințe spre zona asta de antreprenorială. Și ai o afacere în minte, ne poți spune? Nu exact, dar am niște prieteni cu care facem brainstorming acum, încercăm să punem pe hârtie ceva concret momentan, dar în domeniul ăsta IT.